Românii care se întorc din țările afectate de coronavirus intră în carantină sau autoizolare. Dar cei cu autoizolarea, de la aeroport sau din autogări, iau taxiul sau mașini ale firmelor de ride-sharing. Cât de sigur este pentru șoferi și pentru cei din jur, aflăm din reportajul următor. Aeroportul Otopeni. Zeci de oameni se urcă în fiecare minut în taxiuri sau în autobuze pentru a ajunge în capitală. Mare parte dintre ei vin din zone de risc, iar cursa ar trebui să se termine în autoizolare. Însă până acolo... Nimeni nu spune de unde vin. Și dacă îl întrebi, îi se pare ceva ciudat. Facem un exercițiu simplu. O persoană care se întoarce în țară dintr-o zonă de risc și ia un taxi sau o mașină de ride-sharing. Până la adresa de izolare, cursa durează cel puțin 15 minute. Apoi, același șofer mai face cel puțin alte 10 curse cu unul sau mai mulți pasageri. Același scenariu se poate repeta pentru fiecare român care se întoarce în țară. La momentul actual, nu există reglementări cu privire la modul în care acești cetățeni trebuie să ajungă în izolare la domiciliu, așa că fiecare o face prin mijloace proprii, mijloace care pot ajunge adevărate căi de transmitere a virusului. Deja una dintre companiile de taxi din capitală a început să monteze în mașini geam despărțitor între șofer și client pentru ca angajații să fie cât mai puțin expuși. Atunci când încasez banii, eu am un pliculeț, voi introduce banii în acel pliculeț și la sfârșitul zilei pulverizez dezinfectant pe bani, după fiecare client dezinfectez mașina. În 7 ore am avut undeva la vreo 6 curse. Față de înainte făceam undeva la 15 curse. Șoferii se tem. Unii nu au mai ieșit pe teren, alții sunt nevoiți să o facă. Nu au ce să facă, pentru că nu au un venit foarte mare și trebuie să-și întrețină familia. Dacă unul dintre clienți este confirmat, începe ancheta epidemiologică. Nimeni nu-l poate acuza că a infectat pe drumul spre casă și alte persoane. Dosar penal apare atunci când omul nu respectă regula de izolare la domiciliu, așa cum a făcut un bărbat din capitală. Întors de la Roma cu febră și tuse puternică, s-a plimbat cu un autobuz STB. Acum este cercetat penal.